Salutare băieți, sunt Cazi, bine v-am regăsit la un nou episod de GTA 5M. Suntem aici pe FPLAT România, unde puteți vedea și aici unde va arăta acum cu mouse-ul. Și acum o să vreau să mergem ușor, ușor. Abia ce am intrat, abia ușor, ușor să ne dăște pe noi. Abia ce am intrat și vreau să mergem să ne facem identitate nouă și tot ce avem nevoie. Așa. Îi dăm tare înainte. Avem ceva de mers. Deci, o să revenim imediat când ajungem acolo, boys. Băieți, am revenit cu un fel de status update, ca să zic așa. Cred că astăzi o să apară un singur videoclip, deoarece mi-am făcut rapelul la vaccin și nu mă simt tocmai excelent, adică am așa o stare de somnolență, nu altceva nicio, și mă doare puțin mâna, adică stările pe care le au majoritatea gen. Deci, să vedem acum, să văd cum mă simt. Da, v-am zis, am puțin o stare de somnolență și mă cam doare puțin mâna stângă, dar în rest sunt super ok. Deci mergem tare înainte. Băi, s-a mai revenit cu un fel de status update, ca să zic așa, deci e full pe serverul ăsta. Trec mașini în continuu pe lângă mine, salvări, poliții, tot. Se vede că sunt undeva la 4M, parcă era, nu. Om? Nu. Cert? Sper să nu fac vreo boacănă. Pe geam nu. M nu, Z nu. Salut! Mă poți duce până la secția de poliție, te rog? Ok. Gata, ne-a dus băiatul ăsta la secția de poliție. Ia să-l întrebăm ce s-a mai schimbat în oraș. Dar ce s-a mai schimbat pe aici până oraș? Că eu n-am mai fost de un an și ceva. Ah, am înțeles. Mamă, dar ce Ferrari. Am și eu secția de poliție. Pot să văd cum are și el. What? Fuck. What the fuck, ăsta a fost un bug. Ok. A plecat ăla, s-a dus. Oh, oh! Mamă, stai că mai destul de dată extra de budgetul ăla. Ia așa, stai așa. N-am pus-o. Pe ce să pune cintura? Nu știu pe ce să pune. Gata, putem să-i dăm drumul. Mamă, cum se vede extended budgetul ăsta, mâncați-a s-o. Settings, hai că dăm când ajungem. Mamă, deci cred că ăsta e avantajul, dezavantajul. Mersi mult de tot, e frumoasă, salut. Bun, este așa. Setări. Graphics parcă, ire? E pe aici, așa. Așa, ia să dăm. Oho. Mi dau puțin. Da. Bine, cred că o să mai trebuie să-i mai dau ceva. Dar acum cred că îi revin texturile. Ok, mult mai ok. Era dat naibă pe minim, față de cum ar trebui. Îi pun pe chat să-mi verifice și mie buletin să văd dacă e expirat. Aici poți plătica. Să intrăm aici? Nu putem. Nu e niciun polițist când ai nevoie aici. Hai să vedem, poate trebuie să intrăm până la altă parte, dar nu prea cred. Revenim când găsim un polițist, boys. Boys, am revenit aici în curtea închisorii și să vedem că e cineva în mașină. Nu e nimeni, deci revenim iarăși. Așa, ia să vedem. Bună ziua! Bună ziua! Îmi puteți verifica și mie buletinul, vă rog, să văd dacă mai este valabil, dacă nu a expirat, vă rog? Sigur, dați mai vă rog. Ia să vedem dacă e buletinul, vă rog. Este expirat. Este expirat? Și mă puteți îndruma unde îl pot face? Expirat. A, nu este? Nu, nu.
Ok, mulțumesc frumos. E frumoasă să trăiți. La fel, la revedere. Deci buletinul nostru nu e expirat. Identitate. Dar parcă... Inventar. Plastic. Repară vehicul, cere... inventar. Servă pe de plastic. Ia stai așa. Pala de șoferi, ia să vedem. Ia să căutăm noi școala de șoferi, boys. Dar nu văd, cred că ar trebui să apară pe hartă acum, dar nu dau seama acum. Firma e până la S. Rafinărie, nu e așa. Școala de șoferi, uite-o. Școala de pilotaj, școala de șoferi. Bă, dar eu știu că avem permis, parcă am dat și de permis înainte și nu s-a dat wipe, deci ar trebui să caut pe hartă mai mult un... Să caut showroom-ul care nu știu cum arată, sincer să fiu. Oi. Dar îl găsim acum, nu-i problema. Service, tattoo. Showroom, showroom. Cum o fi denumit showroom? O fi ce... Magazin, arme, job cargo, așa, job miner, mecanic, McDonald's, constructor, fast food, digital den, depozit, depozit, beige, barber, bar, bank, avion prăbușitor, vânzare, antenă. Care să fie? Care să fie depozit? O fie? Nu, asta nu cred că e. Asta nu e. De garaj. Să întrebăm pe cineva dacă tu suntem aici. Să întrebăm aici. Să-l și pe ăsta. Este mă, oprește vehicul, inventar, cuință, GPS. GPS mă, uite așa. Cazino. Showroom. Nu știu unde e showroom-ul. Asta e aici. Mamă, dar parcă se aude cam tare jocul. Sper să nu se audă mai tare ca mine, sincer, să fiu cu voi. O lăsa încuiat mașina. Hai să lăsa și... Mamă, încă scădă unul peste noi direct, mă crezi? Mamă... Mamă, dar e haos aici, deci se aud mașini de peste tot. Ar trebui să dau jocul puțin de tot. Game... Nu. Setări... Audio, cam așa, că mă sparge la urechi, sincer să fiu cu voi. Deci te sparge la urechi. Păi ce mai e? Caut singură, ia să vedem. Poate îmi dă vreun diamant ceva, cine știe. Puteți da ceva foarte scump în coșul ăsta de gunoi. Ia. Un telefon, ha, ce tare. A căutat ceva în el. A, ce tare aici pe anunțurile. Foarte tare. Bă, aș fura și eu o mașină, sincer să fiu cu voi. Până ajung la showroom să ne cumpărăm o Dacia ceva. Sincer să fiu. Un sandwich. E ok. Mamă, dați câtă lume poate să fie în orașul ăsta, bă, băieți, bă, deci e full, full, full. Full, full, anu. Revenim când găsim o mașină. Bă, băieți, ce chestie tare, nici n-am pus bine pauză, să vedeți fază. Nici n-am pus bine pauză și a apărut gen... unde s-a răspărat capul care legăm? Emană un miros puternic de transpirație. Aici nu mă bag să fur, că poate cineva în ea. Nu sunt mecanic, deci nu se intre pe ceea ce are. Avem ceva de mers o grămadă, mai exact. Este, numai pe pauză vreau să alergăm puțin să vedeți și voi dacă apare mesajul, adică să vedeți dacă... Mamă, ce mașină mișto. Era bogat ăla. O să merg să vedeți, poate apare... Yeah.
Bun, a crezut că vine mine direct. Ia uite, uite ce tare. Dar văd că e și toaletă și... Bă. Aha, deci când vorbesc apare acolo la microfon, se duce linia aia alba. Mai e o grămadă. O grămadă. Am un eu ce idee mare e. Hai las. Arme n-avem, dar știu că era unde asta. Dar nu mai știu cum ți-l mai sincer să fiu. Păi, era un... un buton pe care îl apăsam și se vedeau... Da? Dar nu mai e asta, nu mai e. Pe aici de-al nu e. Mamă, deja miros. Lasă să miros. Mamă, că tu... Spus mașinile alea când trec... Prea tari, prea tare, pardon. Sincer să fiu. Arcadius. Aici mi-a dat ceva făcut așa, un business ceva. Mișto. Asta foarte mare. Asta e și că e de la benzinărie, nu știu cum se numește. Care să o găsești mai pe, mai pe în localități astea mai micuțe, Socar sau ceva de genul. Fix la fel cred că e. Slaughter. Nu să scriu? Slaughter. Care, bă, da, avem ceva de mers. Avem o grămadă de mers pe jos. Știu că nu e roleplay, dar... Știu că nu e roleplay, băi, dar gen, poate, cine știe? Cine știe? Ceva mișto sau nu știu, habar. Uite-l pe ăsta cu Lamborghini-ul ăsta. Mamă, dar ce sunet auzi, stai că era drujbă. Era drujbă direct. Direct. Mare drujbă. Vum. Ai mă mult. Față și la dreapta. Revenim boys când ajungem acolo că deja m-am plictisit și n-are rost să vă țin și pe voi că sigur vă plictisiți mai repede ca mine. Ia că am ajuns noi la showroom boys, ia să vedem. Ia am ajuns și noi. Mașina avem noi. E pentru a vorbi cu agentul de vânzări. Elicoptere, avioane, clasa. Yes. Clasa. Hmm. 2900, câți bani am? 900. 2000 parcă, nu? Ia. Yeah. Așa, da. Nu prea. Am crezut că așa se aude mașină. Uite-l. De suflet tău. Lasă. Chiar nu-mi place, testăm acum câteva mașini. Hai să testăm, noi ce să mai testăm. Clasa legendare, motociclete. Ia. Am mișcă de jucărie. Vedem ce mai avem noi pe aici. Care, general, la de 2000 care poți să-l ia. Sandero Step. Honda așa. Honda Civic. Mazda. Mercedes Benz. Hai mă, mai dăm ceva și următor. Al bani. Opel Record și ăsta. Eu 206. Ăsta le-au.
culoare. Neagră de mafioți. Cumpăra. Am cumpărat-o. Semnăm actele acum, frumos. Hai nu. Mașina în garaj, ia să vedem, e în garaj aproape aici, să o scot și mașina. Hai mai las-o, măi, mă, nu puternic, miros de transpirație, mai las-o. Să vedem. Sunt niște taxiuri aici, mergem bine, e garajul la colț acolo. Față, deci totul ce trebuie, tot ce trebuie, boys. Oricum, oleu! Oricum, mergem acum repede să luăm mașința și să vedem ce-i de capul ei. Mișto, mișto, chiar îmi place sincer serverul. Dar ăsta e mai așa, mai medium roleplay față de Hades, care Hades o gen hard roleplay, dar nu am ce să zic, n-am ce să reprezentăm niciunul din servere. Amândoi sunt făcute pe principii diferite și fiecare, sincer, are succes pe marja lui, gen pe piața lui, ca să zic așa. Aici sunt mai mulți copii, gen care joacă, de ce să vorbim. Care gen, nu neapărat copii, dar gen oameni care nu prea au timp să facă un roleplay de nota 1000, ca să zic așa. Cum ar trebui să-mi iau mașina? E jos oare? De jos să mi se ia? Ia mă. Pentru că nu dau seama. Nu-mi dau seama. De aici cred. Ia stai să vedem dacă de aici revenim imediat. Gata, boys, am revenit aici cu mașința noastră pe care eu totuși mi-aduc aminte că am cerut-o negru, dar am primit-o așa. What? Să vedem cum e la interior. Bă, n-arată rău la interior. Mersi ceasurile, adică super mișto. Permis, cred că avem, că altfel ne pleacă că conducem fără permis. Și vezi că se duce, n-ai treabă cu Peugeot-ul. Sper că n-avem voie să mergem cu teza mare până oraș. Să mergem pe autostradă să-i dăm top speed-ul. Să-i dăm top speed-ul pe autostradă. Mamă, s-a dus. S-a spart și geamul. Bă, da, Sandu, e portiera aia. Nu zic că n-am lovit acolo, dar foarte puțin, adică nu trebuie să îmi dai așa părerea, uite și tu. Hai mă, că deja miros în continuu, un căcat miros. Am dușul la full și de asta acum am văzut. Acu, încația sufletul tău. Ce ai mă, că... Mâncați-a sufletul tău. Și acum văd în ceață. Îi dăm tare prin stânga. Sau hai să o luăm în stânga, dar nu în stânga. Hai în stânga, că e tot autostradă și aici. Bă, nu știu dacă mai prinde viteza asta. A? Ba, cred că da. Mâncați-a sufletul tău. Deci, vezi că se duce blană. Bine, în afară de faptul că zici că e ruptă de la jumate. Asta e cu școala, a? Da, asta e cu școala. Prietene, stai acolo. Stai acolo, prietene. 184, 186, 187. Bine, acum nu știu dacă încalc regulamentul, să cer să fiu cu voi, că fiind autostradă, dar fiind în oraș, nu știu dacă îl încalc. Dar gen, nu e nimeni pe autostradă și de asta vreau să văd dacă se duce mai mult. Dacă ia 200 pe jos, să ieși tank. Ok, era 198 acolo. Acum, hai. Hai mă, 197. Nu vrea mă. Nu vrea. Dăm ușor așa. Ușor. Nu vrea. Mâncați-a sufletul tău. Mamă, cum s-a dus. Deci dacă voiam să fac asta, nu făceam din prima, dacă mă credeți. Deci nu făceam din prima, dacă voiam, nu făceam din prima. Ia să căutăm noi în garaj. E ceva de mers la el, dar văd că putem să luăm și... Cine-i, bă? Mail primit de la primăria lui Santos. Identitate, nu... Ah, să-mi doare capul. Primăria lui Santos.
Cum trebuie să citesc eu mail-ul ăla? Habar n-am. Aș fi întrebat pe cea, dar... A, nu mai avem nici motorină, cred că cere să băgăm motorină, uleiul ăla acolo sau să fie reparată, cred, habar n-am. Habar n-am. Luăm așa aici. Cu atul ăsta. Mergem să o băgăm și noi în garaj, pe a noastră. Ok, mergem frumos. Uite, pe asta duc cu Bugatti. Deci, mergem să o băgăm la garaj, el boist. Dacă vedem că videoclipul ăsta face ceva vizionări și face câteva like-uri, o să mai postăm pe FPLAT. Deci nu uitați să dați voi un like, un share și un subscribe și ne vedem data viitoare. Vă pup, pa, pa.